Județul Hunedoara are o nouă șansă de a ieși din noroi la propriu. Guvernul României a aprobat alocarea sumei totale de peste 1 miliard de lei pentru dezvoltarea județului prin finanțarea proiectelor depuse în cadrul Programului Național de Investiții Angel Salini. Sumele alocate sunt prevăzute pentru realizarea a 157 de obiective din localități hunedorene. Recordul pozitiv îl deține municipiul Hunedoara, cel negativ aparține Devei, cu 0 proiecte. După îndelungi discuții și negocieri la nivelul factorilor decizionali din județul Hunedoara, a ieșit fum alb. S-au stabilit care sunt unitățile administrativ-teritoriale care vor beneficia de fonduri prin Programul Național de Investiții Angel Salini, iar județul va primi numai puțin de 223 de milioane de euro, sumă prevăzută pentru realizarea a 157 de obiective din localități hunedorene. Aceasta reprezintă cea mai mare finanțare alocată vreodată de executiv județului Hunedoara. Din cele 157 de proiecte aprobate la nivelul județului, 38 sunt din municipiul Hunedoara. Municipiul reședință de județ, spre exemplu, nu se regăsește pe această listă cu niciun proiect. Prefectul Călin Marian consideră că începerea proiectelor de investiții constituie cea mai importantă etapă pentru dezvoltarea localităților. Astăzi s-a aprobat marele proiect național de investiții inițiat de Partidul Național Liberal pentru județul Hunedoara într-o valoare de aproximativ 220 de milioane de euro, peste 1 miliard de lei. Proiect care va duce la dezvoltarea atât a zonelor rurale cât și a orașelor și municipiilor din județul Hunedoara. Cu acest proiect reușim să închidem tot ceea ce înseamnă apă și canal pe județul Hunedoara, plus foarte multe drumuri care vor fi asfaltate. Este un proiect de o anvergură nemai întâlnit până acum. Rezolvăm tot ceea ce înseamnă partea de infrastructură și toate comunele, orașele și municipiile din județul Hunedoara vor avea proiecte care să ducă la dezvoltarea județului nostru. Realizarea proiectelor de investiții vor avea ca rezultat racordarea tuturor comunităților din județe la sistemele de apă și canalizare, iar zeci de kilometri de drumuri vor fi asfaltați pentru prima dată.